Mă bucur pentru echipa lor, pentru campul lor, că sunt încrezători în colegii lor că vor câștiga, dar eu zic că nu are rost să ne bucurăm înainte de victorie. Ăsta este motivul pentru care am fost aleși, ca să fie destabilizat grupul. Practic, acolo sunt majoritatea, din punctul meu de vedere, sunt campioni pe listă, sunt topul piramidei. Dar de ce vorbești, e riscant, lasă bărbații! Păpușa, lasă bărbații! E riscant totuși pentru membru nostru că dacă se întâmplă ceva nasol, doar ferește, o să rămâi mai puțin. Timpul meu s-ar putea să rămână 3 persoane după această competiție. Aflați de la voi din echipă, ținea furat lopata și cuțitul din mâna mea, de material la mână. Ia să vedem unde am unde? Unde? Am venit după aia să vă iau ce... Nu contează, nu! Hai, lasă vrăjeala! Trebuia să zici, trebuia să vizi, bă, uite posta mea! Este o strategie interesantă, ținând cont de pregătirea fizică a fiecăruia, dacă va fi o probă pe pregătire fizică, cred că va fi o probă spectaculoasă. N-ai nicio șansă, nicio șansă, crede-ne, dorim astăzi, o să ne luăm la revedere. Bravo, hai, la ei, da. De la tine, tot de rog. Mă bucur că ești Armine, ne bucurăm că te-am cunoscut, drum bun acasă. M-am zis, am zis, oamenii mei din echipa mea, oameni de bază la noi în echipă. Era frumos să diversificăm un pic, dar... Alin a avut o strategie foarte bună, nu s-a ales pe el în primul și în primul rând, nu a ales fete, nu a ales băieți mai mici, mai puțin sportivi. Sunt sigur că o să iasă scântei la concurs. Fiecare cel mai bun să câștige. Dar ce strategie și-a făcut din prima, a luat pe toți cei mai puternici, pe aia i-a luat. Că s-a amenințare. Exact, s-a simțit amenințat și ce a zis, mai bine îi scop ăștia din prima. Că după aia mai am și o șansă, rămân, știi? Rămân, stai noștri. O să rămână, stai noștri, rămân, da, la clar, logic. Sunt la sută, nu fac nicio grijă de ei. Începe jocul suprem al comportamentului uman, unde regulile sociale nu există. Insula pe care prieteniile pot valora mai mult decât o avere și nu exagerez cu nimic. Alături de mine se află acum și cei 4 nominalizați. Ei sunt cei care se vor lupta în prima probă de aici. Miza este una foarte mare, atenție, mai exact, echivalentul celor 4 brățări care vor fi puse la bătaie. Totalul e simplu, rezultă 80.000 de lei. Repet, 80.000 de lei. Asta înseamnă, dragii mei, că cel care va câștiga proba o să fie cu 60.000 de lei mai bogat. Restul vor înfrunta eliminarea. Hai să vedem întâi tabăra din sud, sudicii. Mâna sus! Mâna sus să vă văd, mâna sus! Sudicii. Mergem mai departe. Vesticii, vă rog. Mâna sus! Ok. Și avem, bineînțeles, și tabăra de nord, cum îi spun eu, nordicii. Ia, mâna sus. Stai să număr. 1, 2, 3, să trăiți. 4. Sorine, dragul meu, spune-ne și mie și celor care ne privesc ce s-a întâmplat, de ce sunteți doar 4. Cred că asta este un semn. Numărul pe brățară la mine este 44. 44, ok. Da, este numărul 44. Și mai bine să fim 4 și să fim până la final. Ok. Ai spus tu la un moment dat, în discuțiile pe care le-ai avut cu colegii, că adevărul doare. De ce? Da, adevărul doare, pentru că dacă îi spui un om cum este, refuză să creadă de multe ori sau nu acceptă. Și la fel, mie niciodată nu mi-a plăcut poveștile degeaba. Interesant. Tu crezi că o să apară tot felul de schimbări între tabere? Ești convins de asta, nu? Da, tot felul de schimbări, tot felul de certuri.
cu cât mai mulți, cu atât mai greu de controlat. Și va trebui să stabilească probabil un lider sau doi sau așa și deciziile sunt mai greu de luat în momentul în care sunt mai mulți. Merg acum să stau de vorbă cu Mihai într-o ordine firească a lucrurilor. Dacă vezi, o întrebare normală, de ce n-ai ales altă tabără? Nu am ales o tabără anume, pur și simplu am luat provizii și fiind singur în fața proviziilor am prins ce am putut și am dus cât mai aproape posibil. Și acolo m-am trezit cu Sorin și cu colegele mele de mai sus. Ah, ok. Deci a fost o pură întâmplare? A fost o pură întâmplare, o coincidență frumoasă și ulterior ne-am dat seama de ce s-a întâmplat, așa că am trecut și pe la alte tabere un pic în vizită. În momentul în care am luat proviziile, cum s-au întâmplat și în alte situații, cineva dintr-o anumită echipă mi-a smuls din mână anumite produse sau anumite unelte. Ok, s-a întâmplat odată. Când s-a întâmplat și a doua oară și a provocat răni, am zis, ok, înseamnă că nu prea mai sunt reguli pe aici, sociale. Și așa că m-am dus și eu în campul lor și să-mi recuperez ori un alta, ori să iau alta la schimb. Dar despre cine e vorba? Poți să ne spui? Iulian, nu de exemplu, mi-a luat din mână lopata. Era topor. Nu era topor, era lopată. Topor. Ok. Și ulterior, cineva mi-a smuls cuțitul, dar nu-mi dau seama cine, că n-am văzut. Ok. Am înțeles. Bun, acum trebuie să aibă dreptul la replică, nu? Să spună. Bineînțeles. Și... Bineînțeles. Ok, te rog. Salut, bună ziua. Nu era lopată, era un topor, că... Având în vedere ceea ce fac, primul lucru pe care am pus mâna a fost un grătar și un topor. Am înțeles. Să fac de mâncare, toporul cu care să sparg lemne sau să-mi folosească, deci a fost un grătar și un topor, nu a fost nimic altceva. Ne-a deranjat foarte mult faptul cum a venit și a luat acel topor. Din păcate, una dintre colegele noastre a avut un mic atac. Noi am sărit în ajutor, în timp ce noi încercam să găsim modul să o salvăm, să avem grijă de ea, el a venit pe la spate și a luat acel topor. Și cealaltă de la alte echipe, nu știu. Deci părerea mea nu aici este uman. Te rog frumos să mă las să vorbesc. Da, eu zic așa, hai să lăsăm măcar să termine. Și după aia dacă aveți continuăm schimbul de replici și de păreri fără doar și poate. Iar regula a fost pusă bine de la început. Cine ajunge primul, ia ce poate. Acum dacă ai două mâini stângi, nu e problema mea. Mă scuzați. Poate că asta i s-a părut lui, că am profitat de vreun moment în care a leșinat cineva. În momentul în care a leșinat cineva, noi eram deja în camp cu toporul. Noi am fost și puteți vedea pe camere că instant, după ce mi-a dispărut unealta din mână, am lăsat jos ce aveam și m-am dus în campul lor și în celălalt și am vrut să văd unde este unealta și am luat-o pe a lor. Indiferent de ce ai de spus, am spus de la început. Și deci, vorba de mâncare, cu atât, împărțim, cu atât, vorba de unealtă, ne ajută pe toți. Mie, dacă vine cineva din cealaltă tabără și spune am nevoie de o lopată, de un topor, de un cui, le dăm. Deci e bine vorba să și nu... despre mâncare, acolo mai discutăm. E bine să nu denaturăm adevărul că s-a profitat de un moment în care, chiar neplăcut, în care nici măcar nu am fost de față. Nu eram axat să asta ne odată. Ducem din partea asta până în capul tău, până în capul campului tău, să-ți luăm toporul, când toporul nostru era campul lângă noi. Dar nu, l-ați luat din mână acolo. Explic așa. Aici ți-am luat lopata. Exact, lopata, n-am zis de topor, voi o țineți cu toporul. Și l-am prins cu un topor ascuns la spate, încercând să iasă din tabăra noastră. În momentul în care l-am văzut, l-am oprit, i-am luat toporul din mână și l-am evacuat de pe teritoriul nostru. Era toporul nostru. Indiferent de unde ne aflăm acum, e adevărat, nu există reguli, dar nu cred că trebuie să ne pierdem umanitatea. Suntem oameni până la urmă, nu putem să facem lucruri de genul ăsta. Bravo! Ok, senzația mea e că e singur împotriva tuturor. Exact, așa este. Și nu e nicio problemă. N-ai nicio problemă cu asta. Jocul este individual, până la urmă, nu? Ok. De acord, și echipa noastră este unită. Fiecare cu echipa lui, da? Sorin, am văzut că ai aplaudat discursul lui Tudor. Da, am aplaudat discursul lui Tudor pentru că el a spus că trebuie să fim umanitari, corect? Da, dar e din dar tabără ideea adversă. Că nu s-a început, umanitatea nu s-a început atunci, s-a început în momentul în care am mers să luăm proviziile. De acolo nu a mai fost umanitari. Și da, ei nu se văd pe ei însăși că nu au fost umanitari, dar îi văd pe ceilalți care nu știi sunt. Ce s-a întâmplat, nu, că știi cum e? Sunt milioane de oameni care se uită la noi. Da, păi, da, fiecare și cum se vede, chiar dacă nu spui tu.
fiecare a sustrat, cum a zis și Iulian, fiecare a sustras ce a putut. Dacă ai două mâini stângi, cazul meu și al lui Alin, el avea 10 lemne în mână și nu putea să le care, eu i-am luat unul, l-am ajutat. Îmi pare rău că n-am mers în tabăra lui și n-a știut în ce tabără sunt. I-am zis, dă-mi-l mie că te ajut, el mi l-a dat, eu am plecat cu el în tabăra mea. Cu ce sunt de vină sau cu ce e de vină care două mâini stângi și nu poate să care mai multe lemne. Bun, mă întorc către Filip. Tu ești în tabăra sudicilor. Așa este. Care au fost criteriile pe care, sau nu știu, pe ce v-ați bazat până la urmă când ați format tabăra? O mică parte din echipa noastră este bazată pe interacțiunea dintre noi, care a avut loc în acest scurt, da, exact. Iar atunci când am ajuns în chep, chiar și noi am fost mirați de noi participanți, dar pe care deja îi văzusem ca niște oameni super ok și chiar ne-am bucurat că sunt alături de noi. Ne-am organizat foarte bine, am luat cât de mult am putut, iar la final deznodământul a fost unul fericit. De ce spun asta? Pentru că sunt provizii foarte multe pentru toți, chiar dacă suntem cel mai numeros camp. Am reușit să adunăm foarte multe materiale de construcție pentru a ne face ceea ce ne trebuie pentru a fi adăpostiți și de ploaie și de soare. Repet, sincer să fiu, acum dacă mă uit la ei, spuneți-mi voi dacă greșesc. Am ajuns ușor să fim un pic ca o familie. Avem o interacțiune energetică extraordinar de mare și orice s-ar întâmpla în concursul ăsta, eu mă bucur că fac parte din această echipă. Frumos. Mai zi-ne o dată, oamenilor, câți membri sunt acolo, de v-ați adunat așa mulți? Din câte am înțeles, suntem 28 de suflete, oameni diferiți, meserii diferite, însă avem, fiecare are farmecul lui, fiecare are calitățile lui, tocmai că avem atât de mult noroc. Avem bucătari, avem micuțul, asta spune, bătea un cui la un moment dat, el nu trebuia să se întindă, el bătea peste casă, cum ar fi, peste tavan. Avem tot ce ne trebuie. Okay. Bun, ce să zic, vă doresc că doresc și ție și lor, le doresc mult succes în aventura asta extraordinară, în acest experiment social. Silar, știu că deja ai trecut la negocieri, nu? Am fost în fiecare tabără, am încercat, cu toate că noi avem cea mai numeroasă tabără și avem cea mai multă logistică la dispoziție. Asta se datorează și faptului că fiecare dintre noi am dat totul ca să reușim să adunăm cât mai multe lucruri, dar totodată am dat dovadă de umanitate, contrar, cum a spus Sorin, și ne-am dus în fiecare tabără și am încercat să negociem cu ei, am încercat să le dăm de înțeles că dacă au nevoie de sprijin, dacă au nevoie de ceva, pot apela la noi, pentru că suntem dispuși ca să ajutăm și pe ei să-și construiască. Dar care e prețul, Silar? Întotdeauna există un preț. Ok, păi asta e. Întotdeauna există preț, nimic nu este gratuit, așa este și în viață. Întotdeauna trebuie să dai ceva pentru ceva. Și ce le-ai propus? Într-o tabără am propus unealtă pe unealtă, iar într-o altă tabără, datorită faptului că nu aveau unelte, le-am propus ca la următorul vot să ne protejeze membrii din tabăra noastră. Revenind la competiție, sunt 4 concurenți care vor intra în prima probă, de unde doar unul singur se va întoarce cu prada. O să mă îndrept acum către cel mai puternic concurent de pe insulă, și anume Alin. De ce-i inspirat așa? Ca să mă pregătesc pentru ceea ce urmează. Am înțeles. Să-ți povestesc. Ia, povestește, stai că vrea să povestească ceva. Povestește, dragul meu, ce vrei să povestesc? Că mă bucur că am această putere, mă bucur că sunt cel mai puternic bărbat de pe insulă. Desigur, a fost o foarte mare presiune, foarte multe emoții, îmi schimbam gândurile de la un minut la altul, dar în final am decis ca această competiție, acest concurs, să se desfășoare între masculii alfa. La o primă vedere, da, cred că cei patru
au cel mai mult testosteron. Și le-am dat ocazia să dovedească ce pot mai bine. Am o curiozitate pentru Jaguar acum, pentru Ionuț. Cum e să intri din prima? Să intri din prima în pâine? De când am plecat de acasă eram pregătit pentru că o să fiu cel mai vânat în această competiție. Am minima de luptător, așa că sunt pregătit în orice moment. Adică te aștept să mai fii nominalizat și nominalizat? Cu siguranță la fiecare duel voi fi nominalizat. Cu siguranță. Și te simți în continuare vizat? Da, sunt vizat, dar chestia asta nu mă deranjează cu absolut nimic. Care crezi că e motivul sau motivele pentru care te afli sub lupa celor 49 de concurenți în acest moment? Sunt sub lupa anumitor concurenți, nu știu exact care sunt, dar cu siguranță din echipa mea nu sunt sub lupa nimănui. A sosit momentul să depuneți brățările. Se întâmplă pentru prima oară aici, la Insula de un Milion. Rând pe rând, începem cu Jaguarul. Apropie-te de bol și pune brățara acolo. Silard, rândul tău. Baftă și ție. Filip. Dumnezeu e sus și vede. Întotdeauna. Succes și ție. Și ultima brățară din cele patru este a lui Sorin. Așadar, avem în bol 80.000 de lei și patru băieți, patru bărbați adevărați care se vor lupta să câștige cele patru brățări, să le așeze aici, pe încheietură, pe mână. Acesta este jocul în care totul se schimbă prin simpla învârtire a unei rulete, cea de lângă mine. Vă doresc baftă din toată inima! Suntem pe plajă la prima probă, dragii mei, din această emisiune extraordinară, care este Insula de un Milion. Pe poziții, în acest moment, se află Silard, are, să spunem, culoarul verde, da? Filip, culoarea lui este portocalie, să spunem, culoarul 2. Pe culoarul al treilea, roșu mai degrabă, este Sorin. Și în fine, pe culoarul al patrulea, culoarea albastră, este Jaguarul. Iată ce au de făcut cei patru concurenți. Va trebui să prindeți sacii aflați suspendați la o înălțime de peste 2 metri. Odată ce ați reușit să-i desprindeți și aterizați în apă, trebuie să notați și să duceți la mal rând pe rând alți 2 saci în care se află piesele cu care voi veți construi un turn. Cel de-al doilea sac care a atașat o greutate ce cântărește 20 de kilograme. La mal va trebui să așezați piesele una peste cealaltă. Când sunteți gata, spuneți am terminat, iar eu voi număra 5 secunde. Dacă turnul vostru nu se prăbușește, ați câștigat proba. Așadar, dragii mei, Silard, Filip, Sorin și Jaguarul. Dragilor, atenție! Pe locuri, fiți gata!
Începe Insula de un Milion. Este o greutate în spatele lor. Așadar, dragii mei, suntem la runda decisivă. Este momentul în care cei trei, cei cu care am dialogat mai devreme, vor încerca să-și recupereze brățările. A venit momentul să învârt pentru a doua oară ruleta.